Nu vă frate, nu trage de mine. Tinere, nu. Devi și orgesi. Te rog frumos. Tinere, te rog. Devi și orgesi. Nu, de mine. Apariția polițiștilor n-a fost pe placul comerciantului, iar când oamenii legii l-au întrebat dacă are acte pentru laptopurile și telefoanele mobile scoase la vânzare, a izbucnit furios. O iau un picior acum dacă e vorba așa. O iau un picior, bag eu p***a dacă e așa. E marfa mea. Vorbesc destul de civilizat. Pentru că bărbatul n-a vrut nici în ruptul capului să demonstreze că marfa în valoare de 13.000 de lei nu este furată, polițiștii l-au invitat la secție. Azi să ne verifică aici, n-a vrut să ne verifică aici. Vrea să ne verifică la secție. Aveți acte tot? Avem acte, avem de tot. Cu greu l-au convins oamenii legii pe comerciantul scandalagiu să-i urmeze. În cele din urmă au aflat și motivul. N-avea niciun act. Amendă în cuantum de 1.500 de lei și confiscarea numai puțin de 12 laptopuri, 14 telefoane mobile și alte bunuri electronice. Bărbatul s-a ales cu marfa confiscată, iar pentru scandalul provocat a mai luat o amendă de 500 de lei.